Bună seara, sunt Roxana Gheorghean. Bun găsit la informațiile despre vreme. Pe continent predomină vremea închisă și sunt așteptate ninsori în regiunile nordice, estice și central-estice. Va mai ninge și în estul Greciei, iar în țările centrale și în cele de jos, în partea nordică a Franței și posibil în sudul Italiei și în sud-estul Spaniei, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ploaie. Vântul va fi intens pe Marea Nordului, iar temperaturile nu se modifică semnificativ. În estul și nordul continentului persistă masele de aer rece. La noi în țară, la noapte, cerul va fi variabil în regiunile sudice și sud-estice și noros în restul zonelor unde pe arii restrânse va ninge slab. În Banat, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și vor fi condiții de polei. Vântul va avea intensificări în Carpații meridionali și de curbură, unde rafalele vor depăși 60-70 de kilometri pe oră, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada. Temperaturile minime se vor situa între minus 9 și 0 grade. Mâine continuă să se încălzească ușor în regiunile sudice și sud-estice. Maximele vor fi cuprinse între minus 2 și 9 grade. În vestul, centrul, nordul și nord-estul țării vor fi precipitații slabe. Acestea vor fi sub formă de ninsoare, mai puțin în nordul Moldovei, unde va fi lapoviță sau ploaie. Vântul rămâne activ în zona înaltă a Carpaților meridionali și de curbură. În București, valorile termice continuă să crească ușor, astfel că acestea se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi mai mult senin, iar maxima va fi, iată, de 7-8 grade. Vineri continuă să se încălzească, temperatura maximă va fi de 9 grade. Însă sâmbătă temperaturile mai scad puțin, astfel că maxima va atinge cam 8 grade. Și la munte se încălzește ușor, cerul va fi acoperit de nori și temporar va ninge. Vântul o să bată cu puterea în zona înaltă a Carpaților meridionali și de curbură. Rafalele vor atinge viteze de peste 70-80 de kilometri pe oră. Vineri, procesul de încălzire continuă și se va resimți mai ales în regiunile intracarpatice. La munte va ninge, iar în restul zonelor precipitațiile vor fi mixte. Cantitățile de precipitații vor fi mai însemnate în masivele nordice, iar izolat vor fi condiții de polei. Vântul va avea intensificări la munte cu viteze mai mari în zona înaltă a Carpaților meridionali și a Carpaților de curbură, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 și 10 grade. Sâmbătă cerul va fi mai mult noros în vestul, centrul, nordul și nord-estul țării, iar în restul teritoriului va fi variabil. Sunt anunțate ninsori în regiunile intracarpatice și izolat în cele nord-estice, iar în Banat și Crișana vor fi precipitații sub formă de ploaie și lapoviță. Cantitățile de precipitații vor fi mai însemnate în nord-vestul țării și în zona munților apuseni. Vântul o să bată cu putere la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 3 și 8 grade. Mă opresc aici cu informațiile despre vreme. Noi ne revedem la Focus de la ora 23. Să aveți o seară liniștită, numai bine!